Vara lui 2016 a fost una generoasă pentru românii din Montreal, o vară de care cu siguranță ne vom aminti cu drag. Simona Halep a triumfat la Cupa Rogers WTA desfășurată pe Stadiul Unipri Montreal, învingând-o în semifinală pe Angelique Kerber și în finală pe Madison Keys. La dublu, Monica Niculescu și Simona Halep și-au adjudecat titlul de vicecampioane după un adevărat maraton, la finele căruia românii au fost răsplătiți din plin pentru suportul exemplar oferit sportivelor noastre. Ambele finale, la simplu și la dublu, au avut loc în aceeași zi, iar stadionul Unipri, gazda competiției, a fost pentru câteva ore tricolor. Pentru românii din Montreal, reușitele fetelor noastre au o semnificație aparte. Pe 18 iulie 1976, în urmă cu 40 de ani, Nadia Comăneci uimea întreaga lume, obținea la Montreal primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Cu doar câteva zile înaintea finalei Cupei Rogers, Nadia Comăneci a fost de asemenea prezentă la Montreal ca invitată de onoare la ceremonia de închidere a Jeux du Québec. Rogers Cup este un eveniment de anvergură mondială care atrage un număr mare de spectatori și turiști și care are un impact economic important pentru metropola noastră. Valerie Tetrault, fosta tenismenă canadiană, directoarea Departamentului de Comunicare a Tennis Canada, ne-a împărtășit câteva gânduri la finele acestui turneu. Ce que ça signifie pour vous cet événement de grande envergure sportive? Ben, ça fait très longtemps que le tournoi est à Montréal. On a la chance d'alterner le tournoi masculin et le tournoi féminin. C'est sûr que c'est très important pour la ville de Montréal. Il n'y en a pas beaucoup des événements de grande envergure, des événements internationaux comme ça. On peut penser au, à la course de Formule 1, évidemment, qui est un peu plus tôt l'été. Mais c'est un tournoi qui attire toujours les foules. Ça a un bon impact aussi, évidemment, économique sur la ville. Et ça permet aussi d'attirer quelques touristes qui s'intéressent au tennis et qui viennent voir le tournoi en grand nombre. SQTV a fost prezent pe toată durata competiției. Colaborarea cu presa de alte naționalități este salutată de către Tennis Canada, deoarece contribuie la mediatizarea acestui eveniment. Oui, c'est un travail pas seulement évidemment pendant le tournoi, mais tout un travail de préparation qui se fait pendant les mois qui précèdent le tournoi. Évidemment, on se prépare à accueillir plusieurs journalistes. Il y en a d'ici, il y a des journalistes aussi de l'international qui viennent couvrir le tournoi et tout l'aspect communication logistique que peut demander un tournoi. On n'est pas une si grosse équipe que ça chez Tennis Canada. Les gens peuvent penser que on est plusieurs à participer à l'organisation de ça. Au final, on compte beaucoup sur l'appui de nos bénévoles pendant le tournoi. Il y en a environ 1200. Mais sinon, des employés permanents, on est peut-être environ seulement 25. Mais je pense qu'en travaillant ensemble, on arrive à faire un bel événement. Moi, j'aime ça. J'aime de voir qu'il y a une diversité dans les médias, que les médias même de d'autres pays parfois font le voyage pour venir couvrir notre événement. Et puis, au final, notre rôle à nous, c'est justement de leur permettre d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin, les accès dont ils ont besoin pour assurer la meilleure couverture possible. Et puis, c'est ce qu'on recherche au final, hein, d'avoir le plus de visibilité possible. Je pense que la Coupe Rogers, ça permet en fait à notre sport, au tennis, d'avoir une belle vitrine pendant 10 jours et on espère pouvoir surfer là-dessus pour que on puisse continuer de faire croître la participation au tennis. Simona Halep a été couronnée championne ici à Montréal. Elle a joué aussi la finale en double. C'est pour la première fois qu'un deux Roumaines joue la finale simple et double. Est-ce que ça vous surprend cette évolution-là, de cette performance-là des joueuses roumaines, en particulier Simona Halep? J'ai été surprise de l'avoir participé à la finale du double, je dois avouer, parce que c'est pas une fille, évidemment, qui évolue souvent dans les tableaux de double. Par contre, pour le simple, on était plusieurs à même s'être mouillés et avoir prédit une victoire de Simona Halep. D'abord parce qu'elle est arrivée à Montréal très tôt. Elle était arrivée le mercredi avant que le tournoi débute. Je pense que déjà, ça envoyait un message de dire qu'elle tenait à remporter ce tournoi-là. Elle avait fait la finale quand même du côté de Toronto l'an passé. Elle avait des points à défendre. Je trouve aussi que, dans son évolution de la saison 2016, elle jouait de mieux en mieux et elle était mûre pour cette victoire-là. Moi, particulièrement, c'est une joueuse que j'aime bien. J'aime son style de jeu. C'est une bagarreuse sur le terrain. Elle est très tenace. Elle n'est pas très grande et pourtant, elle arrive à rivaliser avec celles qui sont beaucoup plus costaudes qu'elle. Mais de la voir comme ça performer en simple et en double, c'était encore plus impressionnant. Et je pense que ça nous démontre surtout qu'elle est en très bonne forme physique.
În opinia doamnei Valerie Tetrault, victoria Simonei Halep nu a surprins pe nimeni. Mai curând, participarea ei la dublu a fost o surpriză, iar atitudinea Simonei pe timpul pregătirilor trimitea un mesaj clar că a venit la Montreal să câștige, având de partea ei tenacitatea, determinarea și forma fizică bună. În plus, Simona are de apărat puncte. Je l'ai trouvé beau à voir. C'est un public qui se déplace toujours pour encourager ses joueuses. C'est vrai qu'on avait appris à le connaître, ce public, lors d'une rencontre de la Fed Cup où même si le tournoi avait lieu à Montréal, on avait l'impression en fait que la rencontre se disputait en Roumanie tellement les Roumains faisaient plus de bruit au final que les Canadiens. J'ai trouvé que ça donnait une très, très belle ambiance en fait pendant les matchs où justement on avait des Roumaines qui étaient en action. Et chapeau parce que les gens sont des connaisseurs, ont un bon esprit sportif, j'ai trouvé. Et surtout, ils restent jusqu'à la fin. Très souvent, lorsqu'on a la finale de simple suivie de la finale du double, et là, en plus, il y avait eu une pause entre les deux matchs, il y a des gens qui quittent. Et au final, pour le double, malheureusement, il y a un peu moins de gens dans les estrades. Là, j'ai trouvé ça le fun de voir les gens qui sont restés pour encourager leurs joueuses jusqu'à la fin. Et puis, ça a donné un bon spectacle. Simona și Monica, adevărate ambasadoare ale României, au scris prin performanța lor o nouă filă de istorie la Montreal, aducând bucuria în inimile noastre, stârnind admirația spectatorilor români și canadieni, Simona fiind declarată și jucătoarea de tenis a lunii iulie. Suporterii români au fost la înălțime în cinta stadionului presărat cu drapele și simboluri tricolor, iar pentru câteva ore am avut impresia că suntem în România. Am venit, am văzut, ne-a plăcut, am câștigat. Așteptăm următoare victorie. Alors, Simona a un super bon match, méritait de gagner, puis c'était le fun de voir la foule derrière elle tout au long du match et tout au long du tournoi cette semaine. Merci. Quelques mots sur l'organisation de ce compétition. Nous on aime bien, on aime venir à la Coupe Rogers aussi souvent que possible, voir les matchs, les pratiques. C'est excellent. Nous avons toujours une belle organisation à tous les années, féminin, masculin, une année qui se succède une après l'autre, Toronto, Montréal. Alors Montréal, on est vraiment choyé. On a autant des organisations sportives telles que la Coupe Rogers, autant des événements festifs et tout. Donc c'est un privilège pour nous de recevoir Coupe Rogers ici à chaque année à Montréal. Je suis très, très mândră. N-am mai fost așa de la meciurile lui Năstase. E mult timp de atunci. Românii iubesc acest sport? Bineînțeles, cum să nu suntem mândri? Și iubim toate sporturile, iar când este un român, ne auziți. O seară foarte călduroasă, ține mult cu Simona și o iubim, jucătoare foarte bună. Am avut puține emoții la început, dar după aceea și-a dat drumul și bravo, a câștigat. Ne bucurăm foarte mult pentru ea și urăm mult succes. Montrealul adună sportivi de nota 10? Da, bineînțeles. Simona, Nadia, Comăneci, da, Bute, da, l-am văzut și în stadion, ne bucurăm. Cum să nu, da. Românii sunt în general buni la sport, la tenis, la orice sport. Simona Halep calificată în semifinală, să stăm de vorbă cu Lucian Bute. Lucian, cum te simți astăzi? Mă simt foarte bine și sunt foarte fericit pentru că Simona a câștigat, a făcut un meci extraordinar și doresc succes și în meciul de dublu care îl va avea peste câteva minute. A fost un meci foarte, foarte bun din partea ei, a arătat că are caracter după un prim set 6-0. Kaber a revenit, dar foarte spectaculos jocul și mă bucur pentru ea, o felicit. În momentul de față cred că este sportiva cea mai renumită din România, cu cei mai mulți suporteri, și o felicit din acest punct de vedere. Lucian, în setul al doilea, după ce Simona Halep conducea cu 3-2, a pierdut un pic de teren, emoțional părea că începe să cedeze. Ai avut îndoieli că Simona va câștiga meciul? Nu, am văzut foarte multe meciuri de ale ei. Sincer, am crezut în capacitatea ei de a reveni și mă bucur din tot sufletul că a reușit să o facă. A câștigat, a demonstrat că este o jucătoare foarte bună. O felicit pentru că, din câte am înțeles, după această victorie va urca pe locul 3 mondial. Ăsta e un lucru extraordinar din partea ei. Bună ziua! Câteva cuvinte despre victoria frumoasă a Simonei Halep și despre bucuria pe care o face tuturor celor din comunitatea română și a tuturor fanilor iubitori de acest sport.
Absolut, într-adevăr, deci este, nici n-am știut când am cumpărat biletele pentru finală, dacă am noroc să fie și Simona și acum ca un bonus și Simona și la simplu și la dublu. Și este o mândrie foarte, foarte mare și este superb să văd atâtea Romanian flags și este superb. Te foarte fericit. Mulțumit că am venit, că n-am știut până astăzi dimineață dacă venim sau nu, dar când am auzit că vine că a câștigat semifinala, ne-am hotărât să venim. Bucuros și mândri că a câștigat. Acum 40 de ani, Nadia Comăneci a deschis o adevărată provocare pentru toți sportivii de mare calibru aici, la Montreal, pentru lucru pentru care toată comunitatea română îi mulțumește. Ce, credeți că performanța Simonei de astăzi la Cupa Rogers ar putea fi echivalentul cu ceea ce Nadia Comăneci a făcut acum 40 de ani? Da, contindem un pic tare, da, dar cred că este totuși o diferență de ce a făcut Nadia acum 40 de ani. Tot respectul pentru Simona, dar ce a făcut Nadia a fost unic în lume. Câteva cuvinte despre performanța Simonei Halep de astăzi și bucuria pe care a creat-o românilor de aici, de la Montreal. Bună ziua, a fost un meci foarte, foarte frumos, puțin obositor pentru ea, ținând cont că urmează meciul de dublu. E ceva fantastic să o vedem aici, alături de un foarte mare grup de români, de suporteri, care suntem trup și suflet alături de ea. Succes mult, Simona! Succes, Simona, te iubim! Angelique Kerber, care a jucat de mai multe ori împotriva Simonei, a fost vizibil dezamăgită de ratarea calificării în finală. După o revenire în setul al doilea, a pierdut al treilea set, recunoscând că nu a fost ziua ei cea mai bună și că Simona a jucat un meci mai consistent. I think actually it was not my day. I mean, I was not playing my best. I think I make a lot of mistakes, so that's actually not my game. But I know that I have to go for it and take the chances and being a little bit also risky to play and to win against her, but she played a good match and at the end she deserved to be in the final now. No, I know that Simona has a lot of fans here in Canada, and I mean, for me it was full, and it's always nice to play in front of the crowd when it's really packed, and I mean, for me it's always great that the fans are supporting you, and like I said, I know that Simona has a lot of fans here, but for me it's always nice to play in front of such a great crowd. I know Simona very well, and we played a lot of matches, and I know that it's always tough to make easy points against her, because she is running very well, and I think this is her biggest weapon. About tomorrow, how do you see the end of these competitions? I don't know who is in the finals. So Simona is there, but I don't know yet who is the next finalist. But for sure it will be a nice final, and I think a lot of people will watch, and I hope it will be a great day for the Rogers Cup here. Tell us, please, what was the most difficult, the turnaround point? Because one moment in the third set, we had the impression that you can win. I was 2-0 up in the third set, and I was feeling actually not bad, but then she was playing actually all the time, like I said, consistent, and I make too many easy mistakes at the end of the third set, like I did in the first set, and I think that was the key at the end, that she was bringing the ball one more on the over the net.
La Toronto, Horia Tecău și Florin Merge au disputat semifinala Cupei Rogers la dublu masculin. Pentru Simona Halep, acest turneu a fost un adevărat maraton, iar reușita se datorează faptului că a practicat un joc solid, nedând adversarelor prea multe șanse să-și valorifice punctele tari, dar și unui public extraordinar care a făcut-o să se simtă ca acasă. Pentru faptul că a jucat cu mine, a fost o săptămână frumoasă, prima mea finală la dublu, este un moment plăcut și vreau să mă bucur de el. Finala de la simplu a fost cu adevărat frumoasă, pentru că am și câștigat-o. A fost un meci foarte greu, dar am stat destul de puternică pe picioare și de aceea cred că am și câștigat meciul. Fiecare meci a fost greu, dar cred că meciul cu Svetlana, cu Kuznetsova, am considerat că va fi greu înaintea meciului și așa a fost. Am intrat destul de greu în meci, iar ea m-a dominat primul set. După aceea, meciul cu Kerber, știam că trebuie să alerg mult, știam că trebuie să fiu solidă ca să pot să câștig contra ei, pentru că jucasem la Wimbledon și am fost învinsă. După aceea, cu Madison Keys, știam la ce să mă aștept, pentru că știam că ea nu oferă ritm, știam că lovește foarte tare mingea și nu am știut niciodată la ce să mă aștept la următorul punct, pentru că ea ori lovește as, ori dă serviciu mai cu kick, trebuia să fiu atentă tot timpul. Fiecare meci a fost greu și fiecare meci mi-a dat încredere că pot să merg mai sus. Am observat în cele 11 meciuri o tehnică imbatabilă la Simona Halep, aceea de a se concentra pentru fiecare și aceea mice. De a mă enerva, nu? De a se concentra pentru fiecare, de unde și vine și echilibru și capacitatea de a controla publicul. A fost o surpriză pentru tine rezultatele de astăzi? A fost o surpriză? Nu chiar o surpriză, pentru că am venit cu încredere câștigând turneul de la București. A fost turneu mic, dar am câștigat meciuri și asta contează pentru mine. Știam că sunt la un nivel destul de înalt în tenis și știam că pot să fac față oricărei adversare. Nu a fost o surpriză, dar a fost un moment plăcut câștigând aici trofeul. Nu pot să zic că mă așteptam să-l câștig, pentru că nu știi niciodată de la început, dar am avut încredere că pot să merg cât mai sus. Noi ne-ai produs o bucurie extraordinară și îți mulțumim frumos și te așteptăm de fiecare dată, tot cu același entuziasm. În al doilea rând, dacă mai reziști și dacă mai ești, ce le vei transmite celor de acasă? Celor de acasă le mulțumesc că s-au stat la televizor și nopțile și m-au urmărit. Am primit multe mesaje, le mulțumesc pentru asta. Îi simt alături de mine cu sufletul și cred că e mare lucru să simți aprecierea țării tale, să zic așa, oamenilor din țara ta și sper să fie în continuare la fel. Hai Simona! Hai Simona! Step cu tine! Feels like in Europe, like I said many times, and with all the Romanians I felt like home. Many people were coming every day, actually not just today. It was an amazing atmosphere down there, and the thing is that the man that announced us on the court today said in Romanian two words, so that motivated me a lot, and I said that I have to win. It's nice. When I arrived here, first day I went to that event, big event for her, was done for her. Motivated me a little bit, and it feels nice that it's after 40 years that I won here in Montreal. It's a nice thing for Romania, I think, for Romanians, and I'm happy that I could do it. Sunt foarte fericită, a fost un meci foarte bun azi. Pur și simplu adversarele noastre au jucat foarte puternic și au jucat excelent, dar am simțit că ne-am ridicat la nivel și am făcut un meci super bun, a fost care pe care. Din păcate n-am reușit să luăm acel tiebreak, dar sincer sunt foarte mulțumită de joc. Mă bucur și mulțumesc Simonei că a stat și a rezistat, era destul de obosită fizic, dar a luptat acolo până la ultima minge, este o adevărată campioană și mulțumesc. Și da, fericită pentru acest trofeu, înseamnă mult pentru mine. S-a părut că am crescut cu jocul de la meci la meci. Simona a jucat excelent și la simplu și la dublu și sunt foarte mulțumită de Montreal. Totul bine, îmi place aici foarte mult, abia aștept să vină în 2 ani. Avem o
o viață frumoasă, călătorim foarte mult, vedem foarte multe țări, jucăm pe astfel de terenuri cu astfel de oameni minunați, am avut un public extraordinar azi, ne-au ajutat foarte mult, nu e mare lucru, am jucat cu Serena la Indian Wells, pe un teren super mare, sunt niște experiențe pe care într-adevăr sacrifici mult la început, dar după aia vin și satisfacții și muncă multă, dar este și frumos. Tot ce fac, îmi place tenisul și joc pentru astfel de momente. Să joci pe central, să joci finale, să ridici cupa, minunat. Publicul care joci, simți o satisfacție deosebită? Da, întotdeauna la Montreal, dar în general simt că sunt mai mulți români peste tot, adică și la Doha, am fost la Doha, m-am simțit excelent, românii în tribune, deci sunt peste tot și pentru astfel de momente merită să încerci să faci tenis și să sacrifici puțin. Și ca dezvoltare personală, fizică, sigur, adică eu zic că e mai bine să faci sport decât să stai în fața televizorului sau calculatorului sau să joci Pokémon sau eu știu ce. E bine să faci sport, te dezvolți foarte bine. Ce să zic? Da. E încurajat. Ea și încurajat, da. Veniți la tenis. Domnul Eugène Lapierre, director al Cupei Rogers, ne declara la încheierea competiției că este bucuros de prezența Simonei Halep la Montreal și a publicului român care a susținut-o masiv. I was very happy to have Halep in the tournament this week and we sent massive promotion to the Romanian crowd out there because we know there is because we played against Romania it was last year in the Fed Cup and there was more Romanians in the stands than Canadians so we should have elected to play over there but we know there's a good crowd and a number of fans coming to support Romanians so it's a good week for them. Cupa Rogers ne lasă o amintire frumoasă, iar Tenis Canada se pregătește pentru alte activități importante. Le așteptăm pe fetele noastre anul viitor pentru a scrie împreună încă o pagină de istorie. Le mulțumesc pentru susținere, le mulțumesc că au venit și îi aștept cu mare drag și la următoarele meciuri.